Amintiți-vă zilnic să petreceți mai mult timp fiind interesat decât interesanți. Jason Jennings. Salutare, sunt Angel Răducanu și îți urez bun venit la un nou video rezumat al cărților pe care le citesc și le recomand pentru creșterea noastră și implicit a mediului în care stăm. Jason Jennings a fost numit de publicația USA Today ca una dintre cele mai importante trei voci de business din lume. El este autorul mai multor volume de management și leadership, toate bestselleruri foarte apreciate. Oare este posibil ca o companie să-și crească veniturile și profiturile cu 10% sau mai mult timp de 10 ani consecutiv? Ei bine, se pare că da. În această carte veți descoperi ce anume fac diferit companiile care au reușit nu numai să se mențină pe linia de plutire, ci chiar să se bucure de o creștere substanțială pe toate planurile. Gândește măreț, acționează prudent. Cartea despre care vorbesc azi este o carte ancorată în realitate și a apărut inițial în urma unor studii pe care autorul le-a efectuat împreună cu echipa lui timp de 2 ani, analizând 10 ani din viața unor companii care au avut creșteri constante. Au actualizat informația 5 ani mai târziu și a urmărit parcursul acelor companii și după criza din 2008. Așadar, în 2019, la editura Acci Politon, a apărut această versiune nouă a cărții pe care o recomand cu încredere celor care înțeleg perioada specială prin care trecem. Și mai ales celor care înțeleg că e ușor să crești veniturile când economia este într-o stare excelentă, când competitorii tăi nu sunt cu ochii pe tine și când lumea bate la ușa ta să cumpere ce ai tu de vânzare și care acum au înțeles că e necesar să se adapteze urgent și să copieze modele testate și verificate. Exemplele din această carte pot să fie verificate și mai mult sunt punctuale și se pot aplica inclusiv în piața din România. Carte de leadership, clar, în care doar dacă te uiți la cuprins ca antreprenor sau proprietar de business și îți dai seama că nu e doar că vrei să o citești, ci că e chiar necesar să o citești și asta repede. O recomand celor care au un business, celor care sunt antreprenori, intraprenori, freelancer și celor care doresc să-și deschidă un business. Șansele sunt ca unul care începe acum, respectând aceste procese sau sisteme sau idei, să depășească rapid pe cineva cu ștate vechi în piață într-un termen rezonabil. Fie că ai deja un business, fie că te pregătești să începi unul, vei găsi în această carte tehnici, strategii și modele de business practice, aplicabile imediat. Chiar dacă ești manager, director executiv sau antreprenor care dorești să crești businessul, găsești aici modele aplicabile, extrase din studiul unor companii care au crescut veniturile și profiturile anual, zeci de ani la rând. Un lucru nu foarte ușor de obținut, dar dovedit în această carte ca fiind posibil cu strategiile potrivite. Găsești în cele peste 370 de pagini concluziile după studierea a peste 100.000 de companii și soluțiile găsite de 9 companii de top, dezvăluite fix în această carte, care au reușit să-și crească profiturile cu peste 10% anual timp de minim 10 ani consecutiv. Autorul garantează celor care se autoevaluează conform careului din carte și care aplică metodele detaliate o creștere a veniturilor. Până la urmă, toți ne dorim asta pentru companiile noastre, corect? În această perioadă, managerii și proprietarii de afaceri sunt forțați să-și crească veniturile constant în acest mediu competitiv și foarte volatil. Iar, din păcate, aplică metode învechite, precum impulsionarea echipei de vânzări, tăierea costurilor și falsificarea rezultatelor, ceea ce știm deja că nu funcționează pe termen mediu și lung. Așadar, ce este de făcut? Aplici secretul descoperit de autor în urma studiilor efectuate și care funcționează 100% pentru cele 9 companii mari descrise în carte din domenii diverse, precum echipamente sportive, hrană și accesorii pentru animale de companie, distribuție alimente, gaze naturale, piese auto, software sau cursuri de perfecționare. Secretul? Gândește măreț, acționează prudent, iar pentru asta există 10 pietre de temelie. Aceste pietre de temelie sunt cu picioarele pe pământ, cu mânecile suflecate, fă planuri pe termen scurt și privește orizontul, renunță, fă-i pe toți să gândească și să acționeze ca proprietarul, inventează noi afaceri, crearea soluțiilor câștig-câștig și joacă după regulile tale.
construiește comunități. Sau cum să crești viitori lideri. Titlurile ți-au stârnit curiozitatea? Dacă da, foarte bine. Apucă-te să citești și vezi ce se potrivește pentru tine și business-ul tău în acest moment. Dacă nu, poate ar trebui să mai treci o dată prin ele. Sunt șanse mari ca exact ceea ce te-a făcut să nu le auzi, să fie ceea ce e nevoie să nu te mai zbați să crești de la lună la lună. Fiecare piatră de temelie vine și cu exemple despre cum se aplică și de ce a funcționat și funcționează în continuare. Există metode, exerciții practice și concluzii rapide pentru orice manager după fiecare capitol sau respectiv piatra de temelie. Acum există acest manual practic, rămâne însă să-l descoperi și să-l aplici în compania ta. Cum își păstrează cele mai performante companii americane spiritul de la începuturi? Descoperă tot în această carte și aplică rapid în compania ta sau pune bazele viitoarei companii bazându-te pe aceste metode testate și eficiente. Prefă-te că nu știi nimic și ascultă-ți cu adevărat clienții, vânzătorii, distribuitorii și piața. Ei te vor conduce către noi oportunități de afaceri pregătite pentru inovare sau reinventare. Și pentru că vorbim de lucruri pragmatice, dacă ești în perioada în care ai nevoie de această carte, găsești mai jos 3 linkuri de unde poți comanda cartea pentru tine sau poate pentru unul dintre managerii tăi. Esența de bază a cărții este să gândești mare și să acționezi mic, ceea ce înseamnă practic că accentul este pus pe execuție pentru a ajunge acolo. Nu uita să te abonezi canalului meu de YouTube ca să afli primul când postez un nou video rezumat. Îți mulțumesc anticipat dacă distribui acest video rezumat, pentru că fiind o resursă gratuită, îmi doresc să ajungă la cât mai mulți oameni interesați să schimbe ceva în bine, în viața, în afacerilor, în jurul lor, pe total. Te salut cu drag, ne revedem la următoarele.